Din prima zi veniți pentru doza 3? Da, și nu pot să fac aici Moderna pentru că nu au. Deci e normal să caut unde mă pot duce să mă vaccinez cu al treilea. Dar ca idee, pentru doza 3, v-ați simți mult mai în siguranță sau de ce decideți să o faceți? Da, bineînțeles că da. Oamenii trebuie să mai și judece, nu să se ia după zvonuri. Și atunci zic eu că toată lumea o să fie bine. Dar, na, sunt prea mulți care vor invers, adică nu cum ar fi normal. Că în ultima 100 de ani vaccinurile au salvat omenirea, nu au făcut rău. Nu cred că acum ne va face rău. Am aproape 8 luni și dacă e nevoie trebuie să-l facem, nu? Vă simțiți mai în siguranță dacă faceți doza 3? Da. Promovați, adică sau susțineți vaccinarea? Ați trecut prin boală cumva? Nu, n-am trecut. O susțin cu toată tăria. Credeți că ăsta e răspunsul pentru scăpa? Credeți că ăsta e răspunsul ca să scăpăm de pandemie? Păi, s-ar putea să fie. Cel puțin din punct de vedere psihic, ești mai liniștit. Pentru că mă gândesc la sănătatea mea, în primul rând, și al persoanelor din jur. Altfel nu se poate. Dacă nu ai grijă de tine, tu, dar nimeni grijă de tine. Și atunci trebuie să luăm niște măsuri preventive și să ne asigurăm că totul, credem că va fi foarte bine. Cum vă simțiți acum după vaccin? După acest vaccin mă simt minunat ca și după celelalte. Nu e niciun fel de problemă. Și combat totdeauna pe antivacciniști. Totdeauna îi combat. Da, mi se pare normal să mergem direct să ne vaccinăm, cu atât mai mult cu cât asta este situația. Deci nu trebuie să așteptăm. Mi se pare aiurea. Dar mă rog, fiecare cum gândește. Vă simțiți mult mai bine acum că știți că o să fiți în plus protejat? Da, sigur că da. Și la vaccinurile trecute m-am simțit foarte bine. Adică te simți mai în siguranță. Nu înseamnă că nu trebuie să pui mască, da? Da, am urmărit ceea ce s-a spus la televizor, că începând de astăzi am luat legătura cu centru și au zis că nu-i nevoie de planificare. Cine vine poate să facă în prima zi sau, mă rog, au program de dimineață până seara. Sunteți convinși că vă protejează de boală? Eu am fost medic în viață, în perioada cât am lucrat, așa că eram convinsă de la început. Da. Nu mi-a trebuit convingere în plus. Având în vedere că toată viața am făcut diversele vaccine, nu văd de ce n-aș face și pe ăsta. Cred eu că dă rezultate. Rău nu poate fi. În mare măsură, bănuiesc că ajută. Sunt medic și știu despre ce e vorba. În principiu, fără probleme și recomand la toată lumea să facă vaccinarea. Deci am fost printre primele persoane vaccinate în luna ianuarie și atunci am considerat că e bine să facem și doza a treia din prima zi. Recomand în continuare și tuturor, și celor care nu s-au vaccinat, să înceapă vaccin. Cum vă simțiți acum că ați ieșit de la a treia doză? Foarte bine, fără probleme. Nici la celelalte două administrări n-au fost probleme, deci nu au fost fenomene secundare.